În zilele acelea, Petru, trecând pe la toți, a coborât și la sfinții care locuiau în Lida. Și acolo a găsit un om anume Eneia, care de 8 ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Și Petru i-a zis: Eneia, te vindecă Hristos. Ridică-te și strânge sfatul și îndată s-a ridicat. Și l-au văzut toți cei ce locuiau în Lida și în Saron, care s-au întors la Domnul. Iar în Iope era o uceniță cu numele Tavita, care tâlcuindu-se se zice că prioară. Aceasta era plină de fapte bune și de milosenile pe care le făcea. Și în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit și a murit. Și scălătându-o au pus-o în camera de sus. Și fiind aproape Lida de Iope, ucenicii auzind că Petru este în Lida, au trimis pe 2 bărbați la el rugându-l: nu preceda să vii până la noi. Și Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus și l-au înconjurat toate văduvele, plângând și arătând cămășile și hainele câte le făcea căprioara pe când era cu ele. Și Petru, scoțând afară pe toți, a îngenunchiat și s-a rugat:
Și întorcându-se către trup, a zis: Tavita, scoală-te! Iar ea și-a deschis ochii și văzând pe Petru așezut și dându-i mâna, Petru a ridicat-o și chemând pe sfinți și pe văduve l-a dat-o vie. Și s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope, crezut în Domnul. Face ție cititorule și Duhului vostru preasfințite, Stăpâne.